Doamnelor și domnilor, așadar, în direct la Neptun TV, seara a doua a Festivalului Internațional de Muzică Ușoară George Grigoriu de la Brăila, ediția 15-a Teatrul Maria Filotti, pe scenă celebra orchestră condusă de maestrul Ionel Tudor, alături de un sextet prestigios din Orchestra Simfonică București. Bună seara! Maestru de sunet, Liviu Elecheș. Iată acum câteva cuvinte despre ceea ce a fost numit senzația muzicală a Americii. S-a născut la Chicago acum 17 ani. Mama sa este de la Hunedoara, așa încât e normal să revină tot mai mult în țara părinților săi, pentru că, într-adevăr, aici se simte ca acasă. Aici a obținut cel mai mare trofeu, cel mai important, la câștigând categoric binecunoscuta competiție, românii au talent. Dar să o luăm puțin sistematic, cântă de la 5 ani, a fost invitată de nenumărate ori, asta este o dovadă de respect uriaș dincolo de ocean, să interpreteze imnul național al Statelor Unite ale Americii la diverse evenimente. A cântat alături de celebrități ale muzicii, a apărut într-un film, dar începutul ascensiunii sale fulgerătoare a avut loc în 2016. Atunci a participat la concursul America's Got Talent. Sigur, o variantă americană, ne-au copiat americanii concursul România au talent, l-au făcut și ei binișor. Simon Cowell, britanicul care a inventat acest format și a inventat o groază de formate care circulă în întreaga lume, cum ar fi X-Factor sau American Idol și firește acestea cu, în care toate țările își descoperă talentele, a spus despre ea, citez: în viața mea, de când realizez atâtea emisiuni și chiar că a realizat mii, n-am întâlnit o asemenea voce, o adolescentă cu glas de înger. Cea care a apăsat butonul auriu, butonul roșu, calificând-o direct în final, a fost Mel B de la Spice Girls. Dar nu asta e important, acolo n-a câștigat. Dar vă spuneam, a venit în România și noi am recunoscut talentul său uriaș. Aș fi vrut să recunoaștem și faptul că merita să meargă la Eurovision din partea României. S-a clasat doar pe locul 2 cu excelentă piesa lui Mihai Alexandru, Dear Father. Dacă era acolo, probabil și șansele României erau cu totul altele. Publicul a clasat-o pe locul 1, asta spune totul. Publicul, cred că de multe ori, e mai bun cunoscător decât unii. Cei din juriul din acest an n-au clasat-o corespunzător. Ia să vedem, mai am ceva de spus? Nimic. Ce a cântat ea? Ne sunt dorma din Turandot de Puccini, a cântat atunci de a dat gata pe americani. În această seară, pagini nemuritoare din literatura muzicală universală, crossover și pop opera. Avem aici muzicieni ilustri, avem o orchestră cum nu mai există în România, așa încât pregătiți-vă, senzația muzicală a Americii și a României și a lumii, Laura Bretan! Thank you.
Bravo, bravo.
Dumnezeu împărăție.
strigând cu glasul lui puternic, ci iată că eu vin curând, ferice de cel vrednic. Va fi ferice de voi toți cu haina pregătită, căci veți intra atunci pe poarți la marea cea sticlă. Și Duhul și Mireasa zi o vină în nume Iisuse, iar ochii către cer ridic, privim cu brațele deschise. Și Duhul și Mireasa zi
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair.
Mirandosi lontana sogno l'orizzonte manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Și bis, mult visat.
mulțumesc din suflet! Mulțumesc din suflet! M-am bucurat foarte mult în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră și sper că v-a plăcut ce ați auzit. Este pentru mine o mare onoare să fiu pe aceeași scenă cu acești muzicieni talentați și sper să vă placă Dear Father. You are careful fire.
Mulțumim! Mulțumim! O voce de înger e prea puțin spus. Laura Bretan, Orchestra Ionel Tudor, un sextet admirabil din Orchestra Simfonică București, cel mai bun public din România. Dirijor Andrei Tudor. Regia muzicală Diana Erecheș, Liviu Erecheș. Laura Bretan. Excepțională, fantastică, mirobolantă, fabuloasă, magnifică, magică, Laura Bretan la Brăila, la festivalul George Grigoriu. Aria Muzica, pe care ați ascultat-o mai devreme, este din opereta Valurile Dunării de George Grigoriu, un dar pe care Laura l-a făcut festivalului nostru. Alături de cerebrul Aleluia lui Leonard Cohen și alte pagini muzicale celebre. Laura, nu scapi ușor de la noi, de la Brăila. Ea este muzica.
După această arie ne sunt urma, Simon Cowell a spus despre ea: o voce de înger, aceasta este Laura Bretan. Și ea a învins deja, nu va învinge. Laura Bretan a cucerit deja lumea. Suntem mândri că este româncă. Dirijorul Andrei Tudor, alături de instrumentiști extraordinari și acest sextet fabulos din Orchestra Simfonică București. Datorită lor, Laura Bretan și-a pus în valoare vocea cu adevărat unică. Am ascultat și piesa Dear Father a lui Mihai Alexandru. Dacă ea ajungea cum trebuia la Eurovision, am ratat o uriașă șansă ca România să facă o figură extraordinară anul acesta la Eurovision și cu siguranță ea nu mai va veni la concurs. Îmi pare rău. Cum ne ratăm noi șansele? Dar am câștigat o mare cântăreață, Laura Bretan. Mulțumim mult, mult de tot! Andrei, ești foarte bun. Dragii mei, cei care au luat cărți sunt așteptați pentru autografi, iar Laura Bretan face fotografii și dă autografe pentru toată lumea, am înțeles, undeva acolo în foaier. E la dispoziția dumneavoastră, o fată modestă, cu un bun simț, admirabil ați vedea. Vă așteptăm și aici, vă așteptăm și acolo și vă așteptăm mâine la orele 19, gala laureaților, după care recital excepțional Corina Chiriac. Haideți la autografe, fotografii. N-avem treabă, e sâmbătă. Noapte bună, vă aștept!